Accident șocant în fața guvernului. Un polițist de la rutier aflat în misiune a lovit cu motocicleta o tânără pe trecerea de pietoni. O notăriță din Oradea este judecată pentru că ar fi ajutat doi escroci să păcălească un bătrân care a murit ulterior. De luni, pensionarii care au găsit erori sau nu au primit decizia de recalculare pot aștepta poștașul. Și pregătiți-vă pentru vreme urâtă de toamnă. Ciclonul botezat Boris a adus zăpezi în Austria și Italia, iar în rest poate provoca inundații istorice. Iar în această seară, Joe Biden și șeful guvernului britanic ar putea să-i permită Ucrainei să lovească Rusia cu rachete cu rază lungă de acțiune. Putin a amenințat NATO direct. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. S-au derulat scene dure în fața guvernului României. O femeie de 36 de ani a fost lovită pe trecerea de pieton de un motociclist al poliției rutiere aflat în misiune. Agentul fusese chemat la un accident și conducea cu sirena și luminile pornite. Cum femeia nu a apucat să se ferească, a izbit-o în plin. Întregul incident a fost filmat de un alt motociclist. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc puțin după ora 14, chiar în fața guvernului. Agentul aflat pe motocicletă, un tânăr de 28 de ani, se grăbea să ajungă la un alt accident, semnalat prin 112. Conform înregistrării, a intrat în intersecție cu semnalele acustice și luminoase pornite. În acel moment, trecerea era plină de oameni. Aproape toți au reușit să se dea la o parte din calea motociclistului de la rutieră. Mai puțin femeia de 36 de ani, care vorbea la telefon. Cu o fracțiune de secundă înainte, a intenționat să facă un pas în spate, dar nu a mai apucat. A fost proiectată în aer și a căzut pe spate. Într-un gest de decență, o altă femeie, aflată printre martori, a aranjat rochia victimei, care nu mișca. Iar motociclistul care a filmat totul i-a recuperat telefonul, căzut pe asfalt. O ambulanță a ajuns la fața locului într-un minut și 15 secunde. Victima a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru investigații. Am filmare aici, dacă ai nevoie. Ai filmare? Da. Te rog frumos să rămâi. Am văzut, aveai sirenele pornite. Rămas la fața locului, agentul a fost testat, atât pentru droguri cât și pentru alcool, dar rezultatul a fost zero. Cu toate că femeia era deja pe trecerea de pietoni și nu a avut timp de reacție prea mare, polițiștii spun că agentul nu a greșit, continuându-și mersul. În aceste condiții însă, riscul de accident a fost evident mare, pentru că trecerea era plină. Potrivit legislației rutiere în vigoare, se interzice pietonilor să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulație prioritară, care are în funcțiune semnale speciale de avertizare luminoase și sonore. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările. O notăriță din Oradea a fost trimisă în judecată după ce a ajutat doi iubiți să pună mâna pe averea unui bătrân care a murit în condiții suspecte în urmă cu 5 ani. La vremea respectivă, urna cu cenușa bărbatului a fost găsită în casa celor doi, deși suspecții nu erau prieteni și nici nu făceau parte din familie. În scurt timp însă, cu ajutorul notarului, au pus mâna pe averea victimei de aproape 2 milioane de lei. Cazul în care notărița a fost trimisă în judecată este cel al unui fost expert auto, a cărui avere a ajuns fraudulos, spun procurorii, la un cuplu din Bihor. Acum 5 ani, cei doi s-ar fi apropiat de bărbatul în vârstă de 87 de ani, care ar fi vrut să vândă un teren. Și la câteva zile după aceasta, în casa unuia dintre ei a fost găsită o urnă cu cenușa omului. Ați găsit pur și simplu mort în camera? Când am venit, era mort acolo. Cum s-a întâmplat? La incinerat? A fost dorința bătrânului? Da, acum? Da. A spus vreodată domnul Șoanic care vrea să fie incinerat? Niciodată. Dar ce să spună? Că și-a făcut ăsta mormânt, un cimitir făcut pe care l-a costat vreo 70-80 de milioane. La acea vreme a fost deschis un dosar de omor în cazul morții fostului expert auto. Dar în lipsa unui cadavru, acesta nu are încă un final. Acestea sunt circumstanțele în care cei doi iubiți ar fi început să dea târcoale averii bătrânului și, cu complicitatea notăriței, au pus mâna pe mai bine de 1,8 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, au folosit pentru asta un testament scris de mână, care arăta de departe a fals grosolan, greșelile din text fiind evidente. Analizând felul în care a fost redactat testamentul holograf folosit de suspecți pentru preluarea averii, procurorii anticorupție au arătat faptul că o persoană cu pregătiri superioare, cum era victima, nu ar fi reușit să scrie într-o asemenea manieră. În plus, textul nu părea scris de o singură persoană. În ciuda acestor aparențe, notărița care cunoștea victima a reușit să-l legalizeze. Ancheta în acest dosar a durat 5 ani.
A fost înregistrat pe rolul curții de apel rechizitorul întocmit de către Direcția Națională Anticorupție împotriva trei inculpați. Unul dintre ei are și calitatea de notar. Se reține prin rechizitorul că ar fi fost săvârșite infracțiuni de corupție, înșelăciune și fals intelectual. Din ceea ce se vehiculează, ar fi fost, din păcate, și alte victime. Deocamdată avem acest dosar, suntem foarte mulțumiți că s-a finalizat și vom putea începe un demers realmente pe specific justiției pentru angajarea răspunderii penale acestor persoane. Notărița a refuzat să își exprime punctul de vedere. Bunurile celor doi iubiți au fost puse sub sechestru. Cei trei sunt judecați în stare de libertate. Bărbatul Poreclit Șacalul, acuzat că a ucis două femei în Constanța, are profilul unui psihopat. La această concluzie au ajuns psihologii criminaliști după ce în anchetă au apărut informații care șochează. Se suspectează că individul distribuia pe internet conținut pentru pedofili. În ancheta crimelor tot astăzi au apărut imagini care arată că în momentul în care a făcut accident cu mașina uneia dintre victime, Șacalul era fugărit de poliție. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Secvențele care dovedesc că Șacalul era urmărit de poliție când a provocat accidentul cu mașina Denisei au fost filmate de mai multe camere de supraveghere. Auto speciala care fugea după Neculai Mitrea pornise în această misiune după ce agenții îi făcuseră semn să oprească în localitatea Mihai Viteazu pentru un control de rutină, iar el nu se conformase. În accidentul de atunci, Șacalul și-a fracturat șoldul. La acel moment, Neculai Mitrea nu era căutat pentru crimă. Legiștii care au analizat corpul Denisei, găsit pe câmp la o zi după accidentul Șacalului, nu au putut preciza cauza decesului acesteia, din cauza stării avansate de descompunere în care se afla. Iar raportul medico-legal, întocmit în cazul morții Deliei Avram, a precizat că moartea femeii nu a fost violentă. Primele indicii despre omor au apărut în momentul în care a fost descoperit cadavrul Denisei pe câmp. Încă de la disparițiile victimelor a fost stabilit un cerc de suspecți de peste 15 persoane, cărora le-au fost interceptate telefoanele. Printre cei care au avut telefonul ascultat a fost și Neculai Mitrea. Neculai Mitrea a fost introdus pe lista de potențiali suspecți și pentru că numele lui apărea în registrul agresorilor sexuali. Când avea 17 ani, a întreținut relații intime cu o copilă de 12 ani, iar în 2016 a violat o fată de 15 ani cu dizabilități, pe care a abordat-o pe o rețea de socializare. Pentru această ultimă faptă, el a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare. Neculai Mitrea a zis Șacalul nu ar fi abandonat niciodată practicile sexuale deviante. Anchetatorii lucrează să confirme abuzurile la care i-ar fi supus pe cei 4 copii ai iubitei lui, arestată și ea în acest dosar. Cei mici au fost duși la medicina legală pentru că există suspiciunea că acești copii să fi fost drogați. Șacalul ar fi oferit pe internet inclusiv conținut pentru pedofili. Este clar, se confirmează profilul unui psihopat, pentru că întâlnim toate elementele psihopatiei, adică lipsa remușcării, vinovăției, nu are niciun fel de înțelegere pentru victimele sale. Abuzul asupra copiilor se încadrează ca și trăsătura psihopatiei. În continuare, Neculai Mitrea nu recunoaște niciuna dintre acuzațiile care îi se aduc. Există posibilitatea ca aceasta să fie o strategie în ceea ce îl privește. La acest moment nu vorbește și posibil să vadă ce anume probe au organele de anchetă, ca ulterior să se poată apăra. Este ca un joc de șah. Cererea prin care Șacalul contestă măsura arestului preventiv se va judeca peste 4 zile. Procurorii verifică în continuare dacă dispariția a 4 tinere are vreo legătură cu Neculai Mitrea. A fost spectacol pe cer în județul Constanța. O lumină puternică a stârnit uimirea martorilor. Despre ce a fost vorba, aflați în câteva momente. Casele de pensii vor emite de săptămâna viitoare alte 170.000 de decizii de recalculare. Acestea vor ajunge la seniorii care, din diverse motive, nu au primit până acum hârtia, dar și la cei care au contestat documentul pe motiv că au găsit erori de calcul. După săptămâni de așteptare și multe drumuri la ghișee, pensionarii urmează să primească noile decizii de recalculare, verificate în amănunt. Aplicația este în curs de testare și începând de săptămâna viitoare vom emite deciziile de recalculare. Am venit cu o suplimentare. Dacă o să reușesc, înseamnă că am avut o zi norocoasă. Dacă nu, stau cu minte. Păi mai bine să fim mai călmuți.
Noile decizii vor ajunge atât la cei care nu au primit până acum deloc, dar și la pensionarii care au găsit greșeli în documentele primite. Sunt însă și alte nemulțumiri. Pornind de la vecinul are pensia mai mare, până la doresc să-mi valorificați anii de liceu. Legea vine cu modificări pentru seniorii care încă lucrează, deși s-au pensionat. Anterior puteau să ceară recalcularea ori de câte ori doreau. Noua lege prevede că recalcularea se face o singură dată în cursul unui an calendaristic. Au apărut reguli suplimentare și pentru pensionarii stabiliți peste hotare. Ca să-și încaseze pensiile, aceștia trebuie să trimită în țară de două ori pe an un document care să ateste că sunt în viață. Certificatul de viață se găsește pe site-ul Casei de Pensii. Este bilingv și trebuie trimis până la sfârșitul lunii martie pentru prima verificare și până în septembrie pentru a doua. Documentul trebuie să fie semnat de un reprezentant al Casei de Pensii din statul respectiv sau de un notar, un doctor, un consilier juridic ori o asociație de români care are încheiate diferite parteneriate cu instituțiile statului. La nivel național sunt aproximativ 65.000 de români care locuiesc în diferite state ale lumii, dar primesc și pensie de acasă. Numai în capitală sunt aproximativ 10.000 de oameni, iar numărul lor crește pe măsură ce românii plecați la muncă peste hotare au ajuns la vârsta pensionării. În București, de exemplu, se depun lunar aproximativ 300 de dosare. Florentina Bălășoiu, Pro TV. Autoritățile de mediu din România sunt în alertă. Un ciclon care a pus stăpânire pe centrul Europei vine către noi. Meteorologii avertizează că ne așteaptă două zile de vreme extremă cu coduri portocalii de ploi și inundații și temperaturi scăzute. Ciclonul Boris, cum a fost botezat de vestici, a adus deja ninsori bogate în stațiunile montane înalte din Austria și Italia. În rest, sunt așteptate inundații istorice de la Viena până la Praga și Varșovia. În Italia, turiștii s-au trezit în fața ochilor cu un strat de zăpadă de 30 de centimetri. Deja este mult mai mare în Austria. În schimb, în Cehia și Polonia, ciclonul Boris va aduce ploi torențiale. Hidrologii se așteaptă la cantități de apă record. Prin acumulare s-ar putea ajunge la 400 de litri pe metru pătrat. Autoritățile se tem că se vor confrunta cu inundații distrugătoare. Teorii, jesteśmy w stanie przyjąć taką falę powodziową, czyli mniej więcej 3600-3800 metrów sześciennych na sekundę, jaka docierała w 97 roku do Wrocławia. În Cehia, zeci de voluntari ridică baraje cu nisip. Mraka, jsem nervózny. Dej se bude boží, jo. Zaspároval jsem plot, aby to neletělo těma spárama, jako minulá, no a mám připravený však těrbě, čerpadla už. Același Boris va înteți și vântul, care va avea la rafală 90 de kilometri pe oră. Zarazí se za tlakové útvary dále na východě a vrací se zpět vlastně na západ, na území Moravy. A tato situace přináší vlastně nejvyšší srážky, většinou teda katastrofálního. Autoritățile austriece se tem atât de tare de ciclonul Boris, încât cancelarul Karl Nehammer a cerut mobilizarea a 1000 de soldați, în caz că Dunărea va inunda Viena. Debitul Dunării este monitorizat atent și la noi, iar hidrologii au emis deja un cod portocaliu de inundații pe aproape toate râurile din estul țării. Cele mai mari probleme ar putea apărea în Moldova. Cantitățile de apă prin acumulare vor fi de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 70-80 de litri pe metru pătrat. Ploile vor continua și mâine și în zilele următoare. Nu în ultimul rând, scad temperaturile în toată țara, în vest și în centru, cu 10 grade Celsius. Vor fi, de exemplu, doar 13 grade la Timișoara, 18 la Miercurea Ciuc și Brașov, 21 în București și minus 1 la stația meteo de la vârful Omu. O lumină misterioasă a aprins cerul noaptea trecută în zona localității Ovidiu din Constanța. Astronomii vorbesc despre un meteor pe care, în limbaj de specialitate, îl numesc bolid. Mingea de foc a fost surprinsă de o cameră de supraveghere montată pe lacul Siudghiol din Mamaia. Se vede cum coboară în mare viteză, iar când se apropie de lac, se stinge. Imagini cu acest corp ceresc au fost surprinse și de un șofer aflat pe Autostrada Soarelui. Candidații care vor să ajungă la Cotroceni au început să strângă semnături. Unii în persoană, alții și-au trimis voluntarii. De cât susținători au nevoie și până când își pot depune dosarele, vă spunem în câteva momente. O avocată din București riscă să ajungă 3 ani la închisoare pentru că ar fi păcălit mai mulți clienți pe care nu i-ar fi reprezentat cu adevărat în procese. În schimb, le-ar fi livrat sentințe false. Printre părțile vătămate se numără fondatorii unor partide politice, dar și o femeie care credea că a divorțat de soț. Sentința Curții de Apel București nu este definitivă.
Falsa înființare a unor partide politice a ieșit la iveală acum 4 ani, în momentul înregistrării candidaturilor la alegerile locale. Birourile electorale ar fi descoperit că pretinsele sentințe de la Tribunalul București, unde se află registrul partidelor politice, sunt false. Toate ar fi avut în comun acea sursă, o avocată din Baroul București, angajată și plătită să se ocupe de formalități. Ne-a purtat aproape un an de zile. Tot că avem acte, nu le-au trimis în fals, nu le-au trimis să le mai semnăm o dată. Ne-au purtat, de fapt, pe drumuri, ne-au amăgit. Avocata în cauză ar fi păcălit și o femeie care divorța de soțul ei și care ceruse program de vizitare a copilului. Pe baza probelor descoperite inclusiv în biroul și fișetele ei, respectiv avocata a fost condamnată în primă instanță la 3 ani de închisoare cu executare în regim de detenție. Curtea de apel București a găsit-o vinovată de înșelăciuni, fals și uz de fals. Prin acea sentință în care au spus răspicat că locul ei este în spatele gratilor la închisoare, judecătorii Curții de Apel București au obligat-o pe avocată să le plătească părților vătămate aproape 300.000 de euro, daune morale și materiale. Șefii Baroului București le recomandă clienților să-i verifice pe avocați înainte să semneze contractul de asistență, iar la cel mai mic semn că aceștia nu sunt corecți sau nu mai răspund la telefon, să sesizeze baroul sau chiar parchetul. Avocatul este obligat să depună toate diligențele, toată priceperea pentru a vă apăra, mă rog, cauza respectivă, dar nu vă poate garanta un rezultat favorabil. Avocatul care garantează un rezultat favorabil riscă să fie sancționat. Avocata, care între timp a fost suspendată din barou pentru că nu și-a plătit taxele, nu a putut fi contactată pentru a comenta sentința. Rata șomajului în rândul românilor de până în 24 de ani a ajuns la cel mai mare nivel de până acum, peste 22%. Datele Institutului Național de Statistică arată că tinerii intră tot mai târziu pe piața muncii, în timp ce în jumătate dintre gospodăriile din România, adică peste 3,5 milioane, trăiește un pensionar. Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că la sfârșitul lunii iulie în România erau puțin sub 20.000 de șomeri, în rândul celor sub 25 de ani. Cei care aleg să stea acasă invocă lipsa oportunităților, salariile prea mici sau dorința de a se concentra pe dezvoltarea personală. Nu muncesc, momentan sunt în ultimul an de facultate, dar ca pretenții sunt să fie respectate drepturile mele. Să am un salariu bun, să mi se ofere carte de muncă. Potrivit celor care administrează platformele de angajare, cele mai multe posturi disponibile sunt pentru cei care au între 0 și 2 ani de experiență. În unele cazuri, da, nu, angajatorii nu reușesc să întrunească toate așteptările pe care ei le au, atât din punct de vedere salarial, cât și din punctul de vedere al programului, pentru că mulți își doresc, de exemplu, să aibă program flexibil sau să poată lucra remote. Astfel, tinerii aplică la șomaj. Un absolvent de liceu primește de la stat 330 de lei, iar un angajat cu experiență 660 de lei, la care se adaugă un procent în funcție de vechime. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează cursuri de formare și consiliere profesională și le acordă prime și stimulente celor care se angajează. Cu toate acestea, numărul șomerilor este tot mai mare. Pentru luna septembrie vor începe 100 de programe de formare profesională pentru 1.452 de persoane și sunt cursuri de formare cum ar fi contabil, frizer, referent resurse umane, operator, introducere, validare date, ajutor de bucătar. În același timp, datele Institutului Național de Statistică arată că peste 45% dintre familiile din România au drept cap al gospodăriei un pensionar. Raportul dintre numărul mediu al pensionarilor și cel al salariaților este de 8 la 10 și diferă în anumite județe. În unele zone, cum ar fi Vaslui și Telorman, avem 15 pensionari la 10 salariați. Claudia Nițoi, Pro TV. Joe Biden îl va primi peste câteva ore la Casa Albă pe șeful guvernului britanic pentru a decide dacă să permită sau nu Ucrainei să lovească teritoriul Rusiei cu rachete cu rază lungă de acțiune. Kievul cere insistent ridicarea restricțiilor. La rândul său, Putin avertizează. Asta ar însemna că NATO va fi în război cu Rusia. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает,
это данные только со спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Amenințările liderului rus vin după ce șeful diplomației americane a dat de înțeles că Washingtonul este pe punctul să permită Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte militare rusești, aflate departe de graniță. Până acum, președintele Biden a stabilit niște limite din cauza temerilor legate de o escaladare a conflictului. Totuși, potrivit Washingtonului, chestiunea a căpătat o urgență sporită după ce Iranul a furnizat rachete balistice Rusiei. Statele Baltice susțin fără rezerve apelul Kievului de a fi ridicate restricțiile. There sooner we will understand that we have to push away those red lines we drew on so many times in our head. There sooner will come the victory of Ukraine. Și Varșovia este în favoarea creșterii presiunii asupra regimului de la Kremlin. Issue of Russian missiles and drones crossing NATO territory will not go away. A significant proportion of them they lose control over. We've just had a drone land in Latvia. We've had incidents with Romania. And remember that there are nuclear power stations on the territory of Ukraine. If the Russians lose control of one of these things and one of those power stations get damaged, you will all be asking us why we hadn't done anything about it before. All of Europe might have a problem. So I believe we should do something about it preemptively. Potrivit analiștilor americani de la Institutul pentru Studiul Războiului, cel puțin 250 de obiective militare din Rusia sunt situate în raza de acțiune a rachetelor ATACMS, furnizate deja de americani Ucrainei. Este vorba de aerodromuri militare, de stații de comunicații, centre logistice, hangare pentru reparații, depozite de muniții și combustibil și cartiere generale permanente. Pe de altă parte, Kievul are motive să se teamă de o eventuală victorie republicană la alegerile din Statele Unite. Senatorul J.D. Vance, candidatul la funcția de vicepreședinte, a dezvăluit ce ar presupune planul de pace al unei noi administrații Trump. Current line of demarcation between Russia and Ukraine, that becomes like a demilitarized zone. It's heavily fortified so the Russians don't invade again. Russia gets the guarantee of neutrality from Ukraine. It doesn't join NATO, it doesn't join, you know, some of these sort of allied institutions. The Germans and other countries have to fund some Ukrainian reconstruction. Abordarea ar marca o schimbare dramatică față de politica administrației Biden. În acest timp, atacul rusesc asupra unei nave comerciale aflată pe mare la doar 50 de kilometri de Sfântul Gheorghe reprezintă o escaladare fără precedent a situației, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Iar faptul că acest vapor ucrainean care transporta cereale naviga în zona economică exclusivă a României este și o nouă provocare, cred experții militari. Cosmin Stan ne explică. Bun găsit, este o provocare, spun specialiștii, iar România nu poate deocamdată să facă nimic pentru ca situația să nu degenereze. Și totuși incidentul trebuie să ne dea de gândit, având în vedere că pericolul, iată, este din ce în ce mai aproape. Iată pe această hartă, marcată cu albastru deschis, zona economică exclusivă a țării noastre, care se întinde până la 200 de mile marine în larg. Nava, încărcată cu grâu, plecase din portul ucrainean Cernomorsk și se îndrepta către Istanbul. Navele fac asta frecvent, urmând un itinerariu foarte aproape de țărmul românesc și bulgăresc mai apoi, tocmai pentru a evita să ajungă ținte ale rachetelor rusești. De această dată însă, această navă care transporta grâu către Egipt a fost lovită de o rachetă rusească aici, în ceea ce se cheamă, cum spuneam, zona economică exclusivă a României, la doar 30 de mile marine față de țărmul românesc, ceea ce înseamnă aproximativ 55 de kilometri.
kilometri. Este o provocare legată de exportul Ucrainei, pe de altă parte este o provocare și pentru România. Dar mai mult de o notă de protest din punct de vedere diplomatic, cred că nu se poate face. Pe de altă parte, a trebuit să intervină ONU într-o asemenea situație. Ministerul Român al Afacerilor Externe a reacționat după acest incident și a condamnat ferm atacul rusesc. Citez, acest eveniment reprezintă o escaladare fără precedent a acțiunilor Federației Ruse. Atacarea deliberată a unei nave comerciale reprezintă o încălcare gravă a normelor dreptului internațional umanitar care reglementează purtarea războiului pe mare. Mai transmite Maie. Marea problemă pe care o are flota Mării Negre a României este faptul că nu numai că are o insuficiență de înzestrare, o insuficiență există și în cazul Bulgariei, faptul că nu se poate asigura o prezență navală a NATO datorită restricțiilor pe care le impune Turcia, în baza, dar și exagerând un pic, a prevederilor Convenției de la Montreux. Ca atare, Marea Neagră rămâne în continuare o mare închisă, este transformată într-un lac rusesc. În aceste condiții, mai spun experții, țara noastră ar trebui să rămână în alertă față de agresivitatea Rusiei în Marea Neagră. În plus, este necesară o atenție suplimentară în privința relațiilor cu Turcia, singurul stat NATO riveran mării care are capacități navale care pot fi în contrapondere cu capacitățile Federației Ruse. Ne apropiem cu pași repezi de alegerile prezidențiale, iar candidații au început să strângă semnături. Oficial, din 5 octombrie aflăm cine sunt pretendenții pentru funcția principală în stat, însă până atunci politicienii susținuți de partide sau independenții trebuie să arate că au cel puțin 200.000 de susținători. Dacă poți să mă susțin candidatura printre semnătură? Acolo? Unde? Doamne, acolo! Să rămână! Nu știu dacă mă cunoașteți. Când eram mic, alergam pe aici, pe străzi. Până pe 10 octombrie, candidații susținuți de partide sau de alianțe politice, dar și independenții, trebuie să își înregistreze oficial dosarele la Biroul Electoral Central. Dar pentru a fi validate, trebuie să conțină semnăturile și datele a peste 200.000 de oameni. Principalele partide politice au deja montate corturi în marile orașe. La PSD, premierul a dat startul campaniei de strângere de semnături, ieșind la Piața Obor. Liberalii au început acțiunea la Suceava, în județul care a fost condus mulți ani de Gheorghe Flutur. Sunt convins că vom strânge peste 50.000. Și candidatul USR, Elena Lasconi, a ieșit în stradă și a cerut sprijinul oamenilor din mai multe orașe. Noi din Franța vă susținem. Super! Mă bazez pe dumneavoastră. Mă bucur că primele semnături au fost de la românii care sunt în străinătate, mai exact în Franța și în Marea Britanie. Iar independentul Mircea Joană avea instalate corturi pentru voluntarii care îl ajută chiar din ziua în care a anunțat că va candida. Pe listele cu care voluntarii partidelor merg prin orașe, trebuie trecute mai multe date cu caracter personal, precum seria și numărul actului de identitate sau semnătura. Partidele au dreptul să strângă astfel de informații, dar trebuie să-și instruiască oamenii să nu le folosească în alte scopuri. Trebuie să se asigure că voluntarii cu care lucrează trebuie să înțeleagă cum funcționează această politică și care este legislația. Până în acest moment sunt anunțați 7 candidați susținuți de partide sau alianțe politice și 3 independenți. Primul tur al prezidențialelor este programat pe 24 noiembrie, iar cel de-al doilea pe 8 decembrie. Ce șanse are un dependent de droguri din România să primească ajutor de specialitate și să fie tratat într-un centru de stat spre zero? Cum este posibil și ce spun responsabilii, vedeți imediat. Neagră, albă sau cu tot felul de umpluturi și arome, ciocolata a rămas desertul preferat al multor români, iar astăzi aceștia au avut un motiv în plus să se bucure de acest deliciu, pentru că este Ziua Internațională a Ciocolatei. Numai anul trecut am importat de peste 460 de milioane de euro. Tistic cu cataif prăjit în unt, fructe de pădure cu infuzie de violete, cumva florile sunt la mod acum în ciocolăți. Românii au început să experimenteze, dovadă că vedeta acestui sezon a fost ciocolata cu umplutură de fistic. Mulți recunosc că nu trece ziua fără să guste o bucățică de ciocolată. Asta pentru că, spun ei, așa își iau doza de energie și au o stare de bine. Mai ales că astăzi se sărbătorește și Ziua Gândirii Pozitive, iar oamenii sunt încurajați să își îmbunătățească atitudinea. De 2-3 ori pe săptămână și prefer ciocolată artizanală, dacă este posibil. În fiecare zi, toată ziua, chiar dacă nu se vede, dar toată ziua.
Totuși, atenție, spun specialiștii. Doza recomandată este de 2-3 ori pe săptămână, în cantități mici. Pe termen scurt ajută, însă pe termen lung, dacă ne uităm, poate crea mai mult distres decât recompensa pe care ne-o luăm, să zicem, când consumăm ciocolată. Dacă nu putem rezista tentației, nutriționiștii ne recomandă ciocolata neagră, care în cantități rezonabile este chiar benefică pentru organism. Ne dă foarte multă energie pentru că este un aliment excitant. Totodată ne ajută foarte mult la starea de fericire pentru că ea va determina producția de endorfine, adică hormonii fericirii. Cu cât concentrația de cacao este mai mică, cu atât crește cantitatea de zahăr folosită la prepararea ei. Și totuși, noile rețete de pe piață oferă alternative. Diferența, până la 100%, au reușit să o înlocuiască cu sevă de mesteacăn, un îndulcitor natural și foarte bun pentru diabetici. Importul de ciocolată este în creștere rapidă în ultimii ani în România. De pildă, anul trecut am adus ciocolată de aproape o jumătate de miliard de euro. Prețul unui kilogram de ciocolată artizanală începe de la 200 de lei și poate ajunge până la 350 de lei, în funcție de umplăturile folosite și de creativitatea ciocolatierilor. În acest an, mustul dulce stors pe loc în piețe și în mustării este mai ieftin decât strugurii proaspeți de pe tarabe. Adică poți cumpăra 2 litri de must sau 1 kg de struguri de masă. Vremea caldă ne-a dat ciorchinii parfumați, dar mai puțin atractiv pentru clienții exigenți. Așa că producătorii din Vrancea, Oltenia și Dobrogea preferă să-i vândă în lăs celor care îi transformă în must. Struguri, dar sub formă de suc. Un litru costă între 10 și 15 lei și e stors din 2 kg de struguri. Cum se pare anul acesta prețul strugurilor față de prețul mustului? E perfect. La must. Mâine facem un grătar în curte și îl servim cu must. 10 litri? 10 litri, da. Păi dacă sunt 5-6 persoane, ce faci? Un litru? Renumerație mică, da. În piețe, prețul ciorchinilor proaspăt culegi coboară cu greu sub 15 lei, dar urcă în forță la 20. Orășenii preferă struguri de masă cu boabele mari, însă seceta a împuținat și recolta și mărimea boabelor. Deci, cantități mari din soiuri clasice, mai puțin atractive la ochi, dar pline de aromă, ajung toamna aceasta în sticle. E special aici, în multă parte. După mulți ani în care inspectorii de protecție a consumatorului au vrut să oprească târgurile de must, producătorii au iar loc în piețe, cu mustării cu tot. Aici avem o fetească regală cu merlot, zdrobit aseară, l-am lăsat la macerat pentru a se limpezi. Durează 24 de ore pentru a scoate un must limpede. În România, doar o zecime din producția de struguri e consumată ca must, restul trece la următoarele etape. Mustul dăm la zdrobitor, nu mai călcăm cum călcam înainte cu picioarele. La țară se bea mai mult mustul sau mai mult... Mai mult vin. Mai mult femeile ca oamenii. Dincolo de costuri, sănătatea e neprețuită. Gravidele n-au voie să bea must pentru că de obicei e stors din struguri nespălați. Nici diabeticii din cauza conținutului uriaș de fructoză. Persoanele supraponderale pot gusta. Are multe calorii, așa că îngrașă. Căpșunică, mie îmi place că sunt băiat dulce. Cu diabet. Ca să nu aibă probleme cu fiola și șoferii pot încerca mustul la destinație. În prima zi, alcoolemia e 1 la mie. După 2 zile, e 4-5 la mie. Ca la bere. Viața unui consumator de droguri se transformă într-un haos și nimic nu mai contează în afară de substanțele pentru care este în stare să facă orice. În acest coșmar sunt trase și familiile dependenților care de cele mai multe ori privesc neputincioase cum persoane dragi lor se autodistrug. România, cu numeroasele instituții, nu face nimic pentru dependenții de stupefiante. Există câteva locuri în țară în care se face recuperare și reabilitare, dar sunt centre private. Costă mult și prea puțin suferinți își permit să se trateze acolo. Modelul ar putea fi preluat de autorități, doar că nu sunt interesate. Pelar despre toate acestea, duminică, la România Te Iubesc. În această clădire, în care pe vremuri a funcționat CAP-ul comunei Grădiștea la 30 și ceva de kilometri de capitală, de mai bine de 20 de ani, dependenții de diverse substanțe sunt salvați. Aici este Teen Challenge. În bucătărie, Andrei pregătește prânzul. Are 25 de ani și 3 luni de când nu mai consumă droguri. Prima dată s-a drogat pe când avea 13 ani. A fumat marihuana. Am fost puțin afectat de modul exigent al tatălui meu de aș manifesta sentimentele și dragostea față de mine. El încerca, de fapt, să îmi explice că trebuie să merg la școală, că trebuie să învăț la anumite standarde, iar eu, fiind frustrat de modul în care el se manifesta față de mine,
m-am refugiat în diverse anturaje cu băieți din gașca mea. A vrut să-i ofere tot ce este mai bun, iar el a înțeles-o altfel. Acum își dorește relația cu tatălui. Mama îl vizitează des. Acum stau mult de vorbă și încearcă să înțeleagă unde au greșit. Părinții mei, fiind tot timpul ocupați, nu aveau în fiecare zi timpul necesar să stea de toate prostiile din capul unui copil. Noi, la momentul respectiv, credeam că îi oferim tot. Trebuie probabil să cunoști copilul mai mult, cât are nevoie. La 15 ani a trecut pe ecstasy, mai târziu cocaină și heroină. Conștientizai? Nu. Conștientizam, însă nu-mi păsa. Drogurile au calitatea de a te face să devii insensibil. Indiferent că ești conștient că poate poți să mori, nu-ți mai pasă că poți să mori. La 20 de ani a ajuns să vândă droguri, dispărea de acasă cu săptămânile. Ne-a sunat el, că în momentele alea are un pic de discernământ, și a zis, sunt grav. Puteți să veniți să mă luați? Da, ne-am dus împreună. L-a găsit într-un bloc din Ferentari. Mă mir că a supraviețuit atunci. Pentru că exact ca în filme se comportă. A fost cel mai bun. Statul în toată povestea asta v-a ajutat cu ceva? Cu nimic. Centrul Teen Challenge funcționează cu bani privați. La stat, astfel de locuri nu există. Cererea este imensă și noi avem o listă de așteptare. De cât? În momentul ăsta avem 6 oameni care vor să intre în centru. Cătălin Baciu este directorul centrului, care s-a construit cu studenți, așa cum sunt numiți dependenții care ajung aici. Tot ei se ocupă de gospodărire. Înveți autogospodărire, curățenie, standarde, pentru că una din caracteristicile unui dependent de droguri este o gândire și viață dezorganizată. Vrei să le dai o gândire organizată și o viață organizată. Iar asta înseamnă să stai de ei în toate aspectele vieții. Când intră aici în program, trezirea la 7, culcarea la ora 11, fiecare minut a zilei are o activitate destinată. Nimic nu este opțional. Ai de citit, ai de făcut rapoarte. Cătălin Nicolae e director executiv în Teen Challenge. 16 ani s-a drogat. Astea sunt pozii din ziua anunții. Așa te-ai însurat? Se vede costum. În 2010, mai așa arătam. Soția este cea care l-a susținut și ajutat să se oprească. El este Marc, vine dintr-o familie înstărită. Singurele mele amintiri din ultimii ani sunt cu farfurii, cu linii, prin băi. Relația cu familia, dintr-o relație perfectă, să zic, am ajuns să fiu praf, am ajuns să fiu dat afară de la facultate. Mi-am pierdut toți prietenii. Și pentru ce? Pentru o senzație care dispare. Și astfel de povești sunt cu zecile aici. Oameni care în acest centru au reușit să se salveze. Când lucrezi cu dependenți de droguri, nu poți să spui am plecat la 3 că am rupt ușa, că trebuie să ajung acasă. Dai totul, pentru că exact la 3 fără 5 se întâmplă ceva. Și dacă tu n-ai acționat, atunci marja de eroare e foarte mică. În după amiază aia îți pleacă 7. La începutul primăverii, șefa Agenției Naționale Antidrog prezenta cu mândrie singura clinică pentru reabilitarea consumatorilor pe care statul, cu mare tantam, a inaugurat-o. O clinică privată. Și cine plătește? Organizațiile neguvernamentale și autoritatea locală, de pe plan local. Am mers la Mureș și am descoperit că pacienții sunt cei care își plătesc tratamentul. În timpul șederii mele a fost aproape 5.000 de euro. 5.000 de euro? Da. O lună de zile? Da, cu toate medicamentele și cu toate lucrurile astea. Directorul Ana n-a văzut materialul în primăvară și nici cu cei de la Mureș probabil n-a vorbit, întrucât a rămas la același discurs. Este un loc în care știm sigur că pe lângă cele cu plată au și cazuri sociale care le vor primi. Nu există așa ceva. La noi așa avem. Omul pe care l-am filmat plătise 5.000 de euro pe lună ca să stea acolo. Tocmai de aia spun. Noi trebuie să încurajăm autoritățile locale să-și dezvolte astfel de... Dar n-au buget, n-au finanțare să mai facă și așa ceva. Autoritățile locale... costă foarte mult. Da, da, când vor fi din ce în ce mai multe astfel de servicii și costurile se vor diminua. E vorba de copiii noștri, e vorba de viitorul nostru, e vorba de noi. Discursuri goale, bani mult stocați de stat, rezultate aproape de zero.
Studii despre rachetele ghidate de porumbei, abilitățile de not ale păstrăvilor morți, ori despre mamiferele care pot respira prin anus, se numără printre cercetările premiate la Gala Nobelurilor trăznite. De 34 de ani, la Universitatea MIT se decernează distincții pentru realizări care întâi îi fac pe oameni să râdă și abia apoi să gândească. Într-o demonstrație năucitoare a faptului că descoperirile premiate pot veni din cele mai improbabile direcții, cercetătorii japonezi au câștigat un Ig Nobel după ce au demonstrat că unele mamifere pot respira prin anus. După o serie de teste pe rozătoare și porci, oamenii de știință au constatat că animalele absorb în sânge oxigenul administrat prin rect. Povestea a început în toiul pandemiei COVID, când multe spitale duceau o lipsă disperată de ventilatoare mecanice pentru a susține respirația persoanelor cu infecții grave. Niponii au vrut să verifice dacă pacienții ar putea beneficia de o pompare a oxigenului prin spate, după ce au observat că unele vietăți, precum gândacii, își pot folosi intestinele ca să respire. Acum, descoperirea lor constituie baza unui studiu clinic despre tratarea insuficienței respiratorii. La categoria chimie, o echipă de cercetători din Amsterdam a folosit cromatografia ca să separe viermii beți de cei treji, totul în numele științei polimerilor. La ceremonia de premiere au dezvăluit posibile aplicații ale descoperirii lor. If you want to, for instance, make sure that the sperm is working well, is very active, you could use such techniques to sort the sperm that are very active from the ones that are non-active. And so by studying, by using this living system, which is very easy to manipulate, we could actually learn the rules that were at play. Un profesor al Universității din Florida și-a adjudecat premiul pentru fizică, după ce a demonstrat că păstrăvii morți își mișcă aripioarele din spate la fel de mult precum cei vii, captând energia curenților din râu. Și, cumva contraintuitiv, un psiholog american a câștigat Nobelul trăznit pentru pace, după ce a explorat fezabilitatea adăpostirii porumbeilor vii în interiorul rachetelor, pentru a le ghida către ținte. Astăzi seară de la ora 20:30 de minute începe noul sezon Vocea României. Așa că îl invit alături de noi pe Pavel Bartoș să dea muzica mai tare. Bună seara, Andreea! Bună seara, dragi cetățeni ai Regatului Pro! Pavel, dar e ceva diferit la tine. Nu-mi dau seama exact ce, dar ceva e diferit. Da, îmi merg la sală. Ah, da, da. Bine, în afară de asta, mi se pare că, nu știu, coafiura este din altă epocă? Da, nici nu mi-am dat seama. Da, așa este. M-am pierdut printre stilurile muzicale. Știi cum e? Trăiesc printre clasici. Revin imediat. Upgradat, frezat, la zi. Perfect, cum sunt eu de obicei. Modern, cool, cum îi zici acum? Mulțumesc. Hai zi-mi cum e nou sezon Vocea României. Nebunie curată. Dacă ratez un moment, îl regreți toată săptămâna. Noroc cu voi. Și vocile cum sunt? Concurenții sunt extraordinari, de la rocker cu tremurători la îngeri pe pământ. Avem de toate. Mai bun de la an la an. Mă, și mir, de unde mai apar? Dar Tudor, Horia, cum au loc unul de celălalt? Sunt fix ca doi frați care stau împreună în aceeași casă de 2 metri pătrați. Și Smiley, Irina, Teo? Plin de energie, gata să lupte pentru vocile lor. Mai ales că acum a apărut și butonul de super bloc care agită rău de tot spiritele. Mai e și butonul de mute, care vine de mănușă lui Horia Brenciu. Adică vrei să spui butonul care îl poate opri pe Horia să vorbească? Da! Bine, hai să nu spunem mai multe, pentru că abia aștept să înceapă Vocea României de la ora 20:30 de minute. Pe Pro TV și Voio. Dăm muzica mai tare! Imediat după știri. Unul dintre cele mai iubite posturi de radio din România și-a lansat astăzi noua grilă de programe. Realizatorii matinalului de la Europa FM au dat deșteptarea unei ediții speciale de pe aeroportul internațional din Tuzla. Luca Pastia și Alexandra Gavrila au fost on air la propriu și au transmis în direct de la bordul unui avion pentru zboruri acrobatice. Bună dimineața! S-a auzit astăzi din avion, pentru prima dată la un post de radio de la noi din țară. Plină de adrenalină și entuziasm, Alexandra Gavrilă a fost prima care a experimentat acrobațiile în aer. Nu mai știu ce e cu viața mea! Să ducem lucrurile la alt nivel, să fim primul post de radio din România care se aude de la 300 de metri înălțime din aer deasupra Mării Negre. Am ajuns chiar la 600 de metri și atunci am făcut un looping scurt. Și după acel looping ne-am întors ușor către aerodrom.
A venit apoi rândul lui Luca Pastia să zboare și să anunțe de la înălțime ce așteaptă pe ascultătorii Europa FM toamna aceasta. Un sezon cu poftă de radio, poftă de distracție, poftă de viață, de muzică și de premii. De luni revine cel mai șmecher concurs radio care a existat vreodată. Dublu sau nimic! Europa FM o să continue să fie foarte aproape de ascultătorii săi, așa cum a fost întotdeauna. Studioul Radio Europa FM va lua la pas fiecare zonă a țării cu alte ediții inedite.